Palatul Culturii Teodor Costescu găzduiește o nouă expoziție de pictură semnată de Gheorghe Rădulea. Iubitorii de artă pot viziona exponatele pe tot parcursul lunii august. Toate ideile care străbat arta plastică a lui Gheorghe Rădulea pun în lumină firescul, iar pictura sa nu este un scop, ci un mijloc de comunicare cu ce este dincolo de concret. În lucrările sale, natura și fantezia, adevărul și imaginația sunt mereu în căutarea unei sinteze de forme și armonii, ritm și muzicalitatea culorilor. Pe expoziția mea se bazează pe 26 de lucrări. Timp pictați. S-au făcut peste 10 ani. Am început greu. Și acum este greu, în continuare, pentru că pretențiile cresc. Vrem și noi să facem lucruri din ce în ce mai bune. Din copilărie, mai de mult, mi-aduc aminte că foloseam acuarelă, dar asta naiv, la țară, pentru că eu născut la țară și mă bucur de asta. Deci de mult, din copilărie, am început și în elementară, am desenat destul de binișor. Mi-aduc aminte că o lucrare a fost trimisă la o expoziție pentru vremurile acelea. Lucrările sunt expuse în sala Clubul Artelor a Palatului Culturii Teodor Costescu. Deschidem o nouă expoziție a artistului plastic Gheorghe Rădulea aici la Clubul Artelor, sala studio a Palatului Culturii Teodor Costescu. Pentru noi este o încântare, pentru că Gheorghe Rădulea este un artist complet și a ajuns la o maturitate artistică, spun eu, deja ca o școală pentru tânăra generație care vine în spate, pentru că se știe că la Turnul Severin este o școală de pictură foarte bună, mai ales prin Liceul Paulian, așa că invit și pe elevii de la Școala Paulian, pentru că ei sunt în vacanță și este o adevărată lecție deschisă această expoziție. Expoziția este dinamică și plină de culoare, fiind una florală. Iubitorii de artă și cultură sunt invitați pe tot parcursul lunii august să viziteze lucrările semnate de Gheorghe Rădulea.